Grav accident de circulație în județul Brăila. Doi oameni au rămas încarcerați în urma impactului dintre două mașini și un camion. Cei doi răniți au fost scoși dintre fiarele contorsionate de un pompier care se întorcea cu soția de la film. El a fost și cel care a alertat autoritățile, iar până la sosirea medicilor a scos victimele în siguranță din mașinile făcute zob. Intervenția sa a fost extrem de importantă, mai ales că una dintre victime avea o fractură deschisă la braț și sângera puternic. Cei doi răniți au fost transportați la spital.